în momentele grele prin care a trecut. Toate aceste pagini însă dezvăluie tuturor cititorilor provocările cotidiene, dar și cele excepționale ale celor care se confruntă cu această boală teribilă numită cancer. Dincolo de toate aceste pagini triste despre care vorbeam, volumul pe care îl lansăm astăzi depășește convențiile jurnalului, în sensul în care nu este doar o sistematizare, o cronică pe zile a experiențelor mai întunecate, să spunem, ci cartea propune mai degrabă o compoziție inedită, eterogenă, care se dea până amintiri, reflecții, poezii și apare chiar și un roman neterminat. Toate acestea dezvăluie afinitățile artistice și spiritul liber al autoarei, dezvăluie până la urmă și dimensiunea optimistă și tonică pe care probabil Daria a avut-o. Ca cititor al acestei cărți, veți descoperi pagini de viață autentică, evocate cu o intensitate greu de egalat. În fond, Daria a scris cu conștiința celui care a știut cu adevărat că clipele sunt numărate. Astfel încât cei care ați cunoscut-o pe Daria o veți redescoperi cu plăcere printre paginile acestui jurnal, iar cei care nu ați cunoscut-o veți avea parte de o pildă de vitalitate și de demnitate în fața morții. În continuare, pentru că...